dragilor, acesta este primul vlog după foarte mult timp. La propunerile voastre am decis să vin cu câteva videoclipuri în care împachetez și mă mut și mă acomodez noua mea viață în Danemarca. Eu nu știu despre ce vorba, vă las un link în descriere, am anunțat într-un alt videoclip că mă mut pentru că m-am dus la master și asta e doar unul din bagajele mele. Împachetatul o să se desfășoare pe mai multe zile, așa că vă rog, nu vă obosiți să încercați să vă dați seama care în ce zi e filmat, pentru că nu o să aibă niciun sens. Astăzi este miercuri și am început prin a-mi aduce geamantanele. Oricum, eu de vreo lună încoace am mai cumpărat diverse chestii ce am considerat că mi-ar mai fi utile și le-am pus într-o traistă și le-am ținut separat cu gândul că vor merge în bagaj. Mai e o problemă. Va trebui să scot din dulap foarte multe haine de iarnă și o să vă arăt cu ce lucrăm. Acesta este dulapul meu și în momentul de față este un dezastru. Sus țin haine de iarnă, haine de iarnă, o amestecătură, blugi, pantaloni și alte chestii în cel de aici, alte chestii de iarnă, plovere, fulare, diverse piese și apoi jos acolo pantofi. Așa că o să încep să scot o parte din hainele mele de iarnă și să vedem ce vreau să iau cu mine și ce vreau să las aici. Și aici am o parte din chestiile pe care le-am pus separat pentru bagaj. Sunt foarte random, de la produse cosmetice, la produse de îngrijire, accesorii, chestii pentru facultate. V-am zis, sunt foarte amestecate, dar le-am pus pe toate aici pentru că toate vor merge în bagaj. Eu mi-am organizat puțin bagajele pe categorii. Nu știu ce am scris în engleză, nu luați asta în seamă. Dar deja am început să scot toate țoalele și, că, și aici sunt o parte din hainele care îmi plac și pe care o să le iau cu mine. Mai sunt aici și câteva care trebuie să duse la spălat. Un morman a fost acolo care e la spălat și... Da. Acum o să încerc să le separ și să văd care îmi plac totuși și pe care le vreau cu mine. Adică toate îmi plac, dar nu are sens să car foarte multe cu mine. Este a doua zi. Nu am avansat foarte mult aseară pentru că am avut niște probleme cu un videoclip și a trebuit să îl pun pe priva și să mă întorc și să văd care era problema și a durat mai mult și n-am mai avansat, însă mi-am scos și o parte din încălțăminte pe care vreau să o iau și mai rămâne să mai scotocez niște haine pentru sport, pentru sală, pentru chestii de genul ăsta și știu niște pijamale, dar mai am un mormon aici de haine pe care vreau să-l iau la mână și să văd ce vreau să iau cu mine. Dar astăzi mai am treabă, așa că trebuie să mă să-mi fac și niște poze să am la mine și să mai dureze. Și până să ajung să mă întorc la dezastrul meu, o să fie probabil iar seară. Hey guys, în seara asta am decis că nu vreau să mă ocup de haine, vreau să mă ocup de celălalt bagaj, ce conține chestii super random, de la tampoane absorbante, la alte nimicuri, mâncare, chestii de îngrijire. Aici am niște lucruri pe care nu știu, le vreau, nu le vreau, habar, nu, sunt foarte confuză. Și produse cosmetice pe care, mă rog, le-am cumpărat și nu le-am folosit, le-am luat numai pentru plecare. Decorațiuni și alte tâmpenii pentru că vreau să încerc să-mi fac spațiu cât mai drăguț posibil, așa pentru mine, pentru sufletele meu. Mi-am luat un uscător de păr portabil, deși eu nu mi-usuc niciodată părul, dar e mai bine să am unul decât să am nevoie și să nu-l am. Și acesta este un fier de călcat cu aburi și nu știu, avea review-uri bunicele, sper să fie ok. Și aici mi-am luat niște chestii minuscule, mă rog, fixativ, variantă mini, pentru că nici într-un an nu cred că termin eu un tub din acela mare. Și mi-am luat niște chestii de mâncare, mă rog, pentru primele zile atunci. Ca să fiu sincer, nu mă gândeam că e atât de obositor, dar n-am făcut decât numai ce se vede aici în seara asta și mă simt deja obosită. Puțin câte puțin o să ajung să-l termin.
m-am mai ocupat de haine astăzi, chiar n-am avut chef să intru în mormanul ăla și camera mea e un dezastru. Cred că va trebui să dorm în altă cameră pentru că nu o să am unde să dorm. Mâine o să încerc să mă ocup de celelalte haine pe care le am, să le sortez, să scot și hainele de, mă rog, sport și pijamale și așa, eu știu, haine de casă sau ce vreau să mai iau cu mine. Probabil o să le iau de vreo două ori la mână, în continuare, chiar dacă le-am luat odată, pentru că în prima fază am scos toate hainele ce îmi plac pentru toamnă, iarnă și nici măcar n-am scos gecile. Ba nu, cred că am scos două geci, dar vreau să-mi iau și trenciul și trebuie să-mi iau și geacă de iarnă și oricum trebuie să le videz pentru că sunt foarte, foarte mari și mi se pare că am luat foarte mulți pantaloni și chestii de genul ăsta. Mi se pare cam multicel ce am pus acolo, așa că va trebui să iau odată și să iau la mine exact ceea ce port, exact ceea ce știu că port eu în general, pentru că sunt perechi pe care nu le-am mai purtat, dar îmi plac. Și bine ar fi cazul să mai las niște haine și aici, pentru că atunci când vin de Crăciun sau între semestre, zic că ar trebui să am ceva cu care să mă îmbrac. Pe lângă asta o să mai am și altă mâncare, pentru că să-mi pregătească mama tot ce se poate ca să mai iau la mine de mâncare, că nu are sens atât timp cât, de exemplu, legume sunt în grădină, o să le iau fără probleme, doar m-am dus în Statele Unite cu roșiile după mine, ceea ce nu e atât de rău. Ocan mi-a dus măsline când a venit în România, așa că o să le iau și pălea și ulei de măsline făcut la ei în curte. E tot ce pot să iau și ce nu trebuie cumpărat, nu mi se pare necesar să cumpăr, așa că pot să le iau puțin în bagaj. Pentru de asta am și luat două, gândul că o parte o să fie chestii random, mâncare și alte tâmpenii ce sunt în acest geamantan și celălalt o să fie pentru haine. Și mai am și un rucsac destul de mare din acela de drumeții. L-am găsit la Adidas la reducere, foarte, foarte calmea. Și în ăla pot să bag 8 kg. Dar cel mai probabil acolo o să meargă chestiile electronice, laptopul, camerele, trepiedul, laptopul și este a patra zi de pachaje. Ieri am printat niște documente, am făcut niște copii, le-am pregătit pe toate aici pentru că sunt o parte importantă din mutare și ar trebui să mai fac niște copii. Acum îmi formatez laptopul, deși cred că am făcut o mică mare tâmpenie și va trebui să mă duc mâine la iStyle ca să mi-l facă ei, pentru că am și mai vagă idee ce fac, ca să fiu sinceră, așa că s-ar putea să am nevoie de puțin ajutor. Astăzi organizez puțin geamantanul, le așez pe toate binișor, cel puțin în cel cu chestii random și apoi o să vedem ce haine rămân în final, asta e de făcut astăzi și ce mai am de spălat. O să încerc să fac cât se poate de mult astăzi. Voiam să vă arăt o șmecherie pe care o folosesc destul de des. Este această husă și atunci când am chestii de pus care sunt mai plate așa, și astea cred că ar intra, le ascund pur și simplu aici pentru că în spațiul ăsta de obicei nici nu intră. Cine știe ce, nu pot să așez chestii decât dacă sunt foarte minuscule și eu știu, le mai îndeși cât un colț, dar mie mi se pare absolut genial, așa că dacă nu știați, vă recomand să... În sfârșit, după atâția ani de primit ambalaje, pot să le folosesc pentru că le-am păstrat atâta timp și spun cutia asta și aveam una mai drăguță, dar este din sticlă în primul rând și e prea drăguță și n-aș vrea să pățească ceva între timp. Așa că o să iau pe asta din plastic, le găsiți la Jumbo, cred că de acolo. Eu am comandat de fapt online înainte să apară Jumbo la noi, dar se găsesc acum și acolo. Doamne, sper să nu se încălcească prea tare astea, le-am putut lăsa pe suport numai ca să stea mai ok, dar cred că o să prind un elastic în jurul lor ca să stea mai ok. Facem la haine, oh my god, par mai multe decât atunci când le-am pus prima dată. Vreau să-mi caut pungile de vidat și să încep să pun chestiile mai mari pe care o să le iau la mine și apoi mai vedem. Dar nu sunt entuziasmată deloc. Mai sunt două zile până la plecare și eu cu bagajele sunt așa și așa. Cu siguranță o să mai trec încă o dată prin ele și să văd ce urmează să iau în final și la ce chestii mai renunț. Ce nu-mi place este faptul că din cauza stresului mi-au apărut foarte mulți moștri și pe lângă asta am și încetat să iau anticoncepționale. Am vrut să fac un mic experiment, nu a funcționat. De astăzi încep să
le iau din nou, așa că sper să se mai calmeze între timp, pentru că sunt foarte dureroasă, mai e și sub piele, așa, este hormonal, este nașpa și sunt foarte, foarte dureroase cele hormonale. De aceea vă rog, ca fapt divers, nu-mi recomandați persoane ce promovează diverse tratamente, nu mai recomandați produse pe care să le încerc, pentru că acneea mea nu este la suprafață, este din interior atunci când apare și nu funcționează așa, nu toate produsele sunt miraculoase. Ca fapt divers, mă irită foarte tare chestia asta. Astăzi o să încerc să accelerez puțin. Deși nu mai am un mare lucru de pus în bagaj, dar mi-am luat niște pungi de vidat ca să mai compresez niște haine ce sunt ceva mai voluminoase și în principal geci și alte chestii. Așa că o să vedem ce mai vreau să iau cu mine, la ce mai renunț și cam câte kilograme sunt în bagaj, pentru că pare destul de greuț, destul de încărcat. Ok, astăzi cam toată ziua m-am ocupat de laptop pentru că l-am formatat, în fine am instalat toate cele, mi-am luat Word și alte temenii și a cam durat, așa că nu prea m-am ocupat de bagaje, ok, dura pe aici. Nu vă rog, nu luați în seamă faptul că sunt chestii pe peste tot, pentru că, da. O să încerc să mai videz câteva din hainele mai groase și poate, eu știu, nu știu ce altceva, orice aș putea să mai videz, o să videz. Pentru că mai am niște pungi astăzi. Cam așa arată după ce sunt hainele vidate. Aici am geci și un palton și un trench și uitați-vă cum arată. E foarte mult spațiu economisit și îmi place super mult și o să mai bag niște plovere și v-am zis chestii mai groase la vidat, pentru că am niște punguțe, dar sunt ceva mai micuțe. Cam așa arată și astea sunt cele mai mici, le-am luat de la Jumbo și mai sunt și acestea mai mari, că vin set și am două seturi. Și haideți să vorbesc despre ce la treabă, mai e o singură zi full și sunt puțin stresată pentru că nu-mi dau seama dacă am reușit să bag la bagaj tot ce voiam sau măcar să scot la vedere tot ce voiam să iau, așa că o să vedem ce o să rămână și cu ce o să rămânem. Oficial, astăzi este ultima zi! Wup, wup. Nu știu cum mă simt, sincer, par mult mai entuziasmată decât sunt, de fapt. Sunt destul de calmă, nu știu, nu simt nimic. Pentru că mâine plec extrem de dimineață, nu o să pot să mai lălăi bagajele, așa că o să fac tot ce e posibil. Mi-am spălat pantofii, tot șoșunii pe care vreau să iau și îmi plac pantofii foarte mult, așa că o să am ceva șoșoni în bagaj. Pun tot ce mai era de pus în bagajul cel mare, cel de aici. Și o să-l închid, vreau să-l și cântăresc, pentru că pare mult mai greu decât ar trebui să fie. Și da, sunt puțin confuză, nu știu ce am putea face în cazul în care e mai greu decât ar trebui. Așa că urați-mi succes, pentru că astăzi o să fie o zi foarte lungă. Ok, am luat și am cântărit bagajul ăsta, are 25 de kg jumătate, a trebuit să aibă 23, așa că va trebui să mai scoatem și să mai punem prin alte părți, pentru că nici nu știu ce să mai scot din el, chiar nu mai am ce să scot și nici n-am încălțămintea, n-am băgat, rămâne să meargă în carry-on și da, dar e destul de greu, adică o să fie palpitant să-l car după mine, e greu. Mi-amintesc în 2017, când m-am întors din state, aveam un bagaj, aveam tot pe ăsta roz și ăsta roz este ceva mai tricky pentru că e foarte mare și parcă mă îmbie, așa mă îndeamnă să pun cât mai multe lucruri în el. Avea 36 de kilograme numai el și aveam și un carry-on. În total aveam vreo 46-47 de kilograme și să vedeți pe Irina umblând pe străzile din Washington DC cu geamantanul ei imens să meargă la metrou și chestii. A fost fascinant, vreau să vă spun. A fost
A fost oribil și eram și singură și de asta mereu când îmi fac bagajul mă gândesc la faza aia și sunt dacă atunci am putut și acum pot, niciodată nimic nu va depăși situațiunea aia din Washington DC. Amintire foarte plăcută. Faza următoarea. În acest geamantan sunt numai nimicuri, v-am spus, și o să mai intre produsele mele cosmetice și produse de îngrijire. În rest sunt numai prosoape și lingerii de pat, o să vină și mâncare aici, dar totuși cred că nu o să ajung la 23 de kilograme, de aceea sunt puțin în dilemă și mai am și carry-on-ul, care este o, este o geantă de drumeție pe care am luat-o de la Adidas acum ceva timp și e foarte calmea, destul de măricică și da, o mai am și pe asta. Așa că eu am terminat acel geamantan și l-am umplut până la refuz, dar sper acum să am suficient loc cât pentru a pune și chestiile astea și pentru a face și geamantanul celălalt să se potrivească la kilograme. Ură să fac bagaje, sincer. Cred că e partea cea mai nasoală din călătorit mutat chestii. Nu-mi place absolut deloc. Am dat o comandă la Notino acum vreo săptămână cred și mi-a ajuns. Și e foarte bine că a ajuns acum pentru că avem nevoie de chestiile care sunt aici. Ha, mi-am comandat parfumul meu preferat de la Jimmy Choo. Este clar preferatul meu din toate timpurile. Și am primit și o mostră. Ah, cred că ăsta e nou parfum de la Lancome, cel în ambalaj destul de ciudățel. Miroase bine. Am luat două rujuri de la Maybelline, sunt cele Matte Ink, pe care le port aproape non-stop și care îmi plac super mult. Și eu am nuanța Amazonian, acesta, și Founder. Seamănă puțin cu cel pe care l-am deja cu Pioneer. Acesta este Amazonian și acesta este Founder și arată foarte mișto amândouă. Îmi plac nuanțele, super drăguțe. Ok, am o groază de recipiente de genul ăsta și le-am strâns pe parcursul anilor, am făcut o mică colecție și o să încerc să pun produsele ce nu mai au foarte mult, de exemplu acest exfoliant de la Paula's Choice. Este într-o sticlă destul de măricică, dar este, să zic, cam jumătate plin, așa că o să vedem dacă pot să-l pun într-un alt recipient. Ca să nu mai ocup atât de mult spațiu, n-are sens. Și o să pun etichete pe sticluțe ca să-mi amintesc care, ce, cum sunt. Și o să pun toate chestiile super mega lichide în această trăistuță pentru că e mult mai rezistentă și în cazul în care ceva explodează, o să fie ținut bine aici. Ok, am terminat. Am această traistă de la Benefit pe care am primit-o acum ceva timp și în care mi-am pus toate produsele, ceea ce e destul de dubios. Am făcut și în alte dăți, am luat o groază de produse și nu le-am folosit. Dar am zis să le am la mine, dar nu le-am folosit, le-am creat degeaba. Și în acest suport am pensule și am și beauty blender-ul pe care doar ce l-am spălat și o să-l pun, cred că mâine, după ce mă și machiez, pentru că va trebui să le folosesc chiar, adică le-am pus pe toate aici, dar o să am nevoie de ele și mâine. Oh, suntem aproape de final, nu mai pot. Cam obosit, ceea ce mi se pare dubios. Cine obosește la făcut bagaje? Eu. Hmm.